Unul dintre cele mai uimitoare evenimente din istorie s-a petrecut în Anglia anilor 60. Două fetițe gemene au uimit lumea științifică după ce au început să recunoască obiecte și locuri pe care nu le mai văzuseră niciodată și despre care nimeni nu le povestise. Cazul gemenelor Pollock este un mister nerezolvat care te va uimi, chiar dacă nu crezi absolut deloc în viața de după moarte. De ani de zile, acest caz ciudat a fost considerat de mulți drept o dovadă convingătoare pentru reîncarnare. Reîncarnarea este o credință de natură religioasă sau un concept filozofic răspândit pe tot globul încă din antichitate. Mai ales în cultele religioase din India, reîncarnarea joacă un rol central și presupune continuarea vieții după moarte prin transferul părții spirituale a unei persoane într-un nou trup sau formă de existență. Despre reîncarnare vorbesc și marii filozofi greci antici, dar acest concept a fost întâlnit și la alte populații, inclusiv la triburi din zona Amazonului, aborigeni australieni sau societățile tribale siberiene. Lumea științifică, în general, respinge însă acest fenomen. Cu toate acestea, cazul gemenelor Pollock din Marea Britanie reprezintă pentru susținătorii reîncarnării una dintre cele mai bune dovezi. Cazul a atras și atenția oamenilor de știință, devenind unul dintre cele mai mari mistere din istorie. Motivul pentru care acest caz se află printre cele mai convingătoare îl reprezintă investigația unui psiholog cunoscut care a fost convins de realitatea reîncarnării. Întreaga poveste a început cu moartea tragică a două fetițe pe data de 5 mai 1957 în localitatea Wexham din Anglia. Joanna avea 11 ani, iar sora sa Jacqueline doar 6. Erau fiicele lui John și Florence Pollock, o familie de mici antreprenori britanici care dețineau o băcănie și o firmă de distribuție a laptelui. În acea zi de duminică, Joanna și Jacqueline au plecat cu părinții la slujbă. Fetele au fugit înainte pentru a ocupa un loc cât mai bun în biserică. Grăbite nu au observat o mașină scăpată de sub control care a tăiat curba și le-a izbit în plin. Copilele au murit pe loc în urma impactului, iar un alt copil aflat cu ele a fost rănit grav și a murit în drum spre spital. La volanul mașinii se afla o femeie disperată că a fost separată cu forța de copiii ei, femeia fiind decisă să se sinucidă. Înainte de a se urca la volan, aceasta a luat un pumn de aspirină și s-a urcat în mașină cu intenția de a se ciocni undeva cu viteză mare ca să își piardă viața pe loc. Femeia de la volan a fost arestată și în cele din urmă trimisă la un centru psihiatric. Familia Pollock a fost efectiv devastată, iar pentru a face față dramei prin care trecea Florence Pollock, a strâns toate jucăriile și lucrurile fetițelor și le-a depozitat în podul casei. Pentru o perioadă, soții s-au mutat și în alt oraș, iar la scurt timp după moartea fetițelor, Florence a rămas gravidă în speranța că va umple golul lăsat de Joanna și Jacqueline. După 9 luni, s-au născut două fetițe gemene, Jennifer și Gillian. Odată cu nașterea gemenelor, soții Pollock au realizat că există o serie de coincidențe bizare. Un semn din nașterea lui Jennifer era identic cu cel al surorii sale moarte Jacqueline. În plus, Gillian semăna comportamental cu sora sa Joanna, iar Jennifer cu Jacqueline. Erau diferite fizic față de surorile lor ucise în accidentul rutier, dar identice ca și comportament. Când gemenele au împlinit 4 ani, cei doi soți au suferit un adevărat șoc atunci când Gillian și Jennifer au cerut cu insistență jucării care au aparținut surorilor decedate, jucării pe care nu le văzuseră niciodată și despre care nimeni nu le povestise. John Pollock a adus cutia cu jucării care aparținuse fiicelor sale moarte și a rămas uimit atunci când gemenele le-au recunoscut după nume, tratându-le cu mare afecțiune ca și cum le-ar fi fost dor de ele. Mai mult decât atât, gemenele au afirmat că păpușile, preferatele surorilor decedate, erau de la Moș Crăciun, ceea ce era adevărat. Cel mai șocant pentru părinți a fost întoarcerea la casa din Wexham. Odată ajunse în oraș, gemenele au cerut cu insistență să meargă la parcul de distracții din oraș, preferatul surorilor moarte în accident. Și asta, din nou, fără ca nimeni să fi pomenit de acel parc sau fără să-l fi văzut vreodată. După aceea, ajunse la casa familiei din Wexham, casă pe care o vedeau pentru prima dată, gemenele au recunoscut fiecare locșor. De asemenea, recunoșteau în mod bizar locuri din oraș, inclusiv școala unde au învățat Joanna și Jacqueline.
Gemenele începeau să semene comportamental tot mai mult cu surorile ucise, inclusiv mersul, gesturile și chiar preferințele erau identice. Pe lângă toate acestea, soții Pollock dețineau o afacere cu produse lactate. În timp ce John și Florence erau preocupați de afacerea lor de familie, fetele erau crescute de bunica lor maternă. Florence Pollock obișnuia să poarte un halat în timp ce își ajuta soțul cu livrarea laptelui, dar la scurt timp după moartea fiicelor sale, nu a mai purtat niciodată halatul. Când gemenele aveau vreo 4 ani, John a îmbrăcat halatul soției lui în timp ce picta, iar Jennifer l-a întrebat de ce poartă haina mamei, apoi s-a enervat pentru că sora sa Gillian nu a recunoscut haina. Când a fost întrebată cum știa că este haina mamei, Jennifer a spus că mama ei obișnuia să o poarte în timp ce livra lapte. Într-una din zile, Florence Pollock și-a surprins fetele discutând despre accidentul în care muriseră Joanna și Jacqueline. De altfel, gemenele se temeau cumplit să traverseze strada. Familia Pollock începuse să creadă că fetele lor sunt reîncarnarea celor ce au murit în accident. Orice sceptic va concluziona un lucru. Este foarte probabil ca părinții să fi mințit. Totuși, este vorba de doi catolici credincioși. Ce aveau de câștigat, în afară de priviri dezaprobatoare și acuzații de erezie din partea preotului bisericii? Dacă nu mințeau, ar spune scepticul, este și mai probabil ca părinții să fi vorbit de față cu gemenele despre surorile lor, deși au negat clar că ar fi făcut-o. Iar dacă fetele știau adevărul, ar fi fost atractiv să îl transpună într-o joacă. Într-adevăr, tatăl își dorea ca fiicele sale să fie reîncarnarea celorlalte și această dorință ar fi putut influența derularea evenimentelor. Mama însă nu era deloc convinsă de reîncarnare, o considera păcat. Când a ajuns să creadă, ideea speriat-o. Cazul gemenelor Pollock a devenit cunoscut și a atras atenția unui renumit psihiatru de la începutul anilor 60. Este vorba despre Ian Stevenson, profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Virginia. Acesta a studiat cazul familiei Pollock și a inclus rezultatele cercetărilor sale în lucrarea Children Who Remember Previous Life, A Question of Reincarnation, apărută în anul 1987. În carte a inclus și alte 13 cazuri asemănătoare. În plus, convins de ceea ce văzuse și auzise, Ian Stevenson a fondat chiar și un departament de studii perceptuale. Povestea gemenelor Pollock este una dintre cele mai substanțiale dovezi care favorizează ideea. Stevenson a declarat că a preferat să lucreze cu copiii, deoarece adulții reîncarnați erau mai ușor de a fi influențați de factori externi și fanteziști, provenind din cărți, filme sau chiar amintiri ale rudelor lor pe care le credeau a fi ale lor. Copiii, în schimb, reacționează spontan. Când gemenele Pollock au împlinit 5 ani, un prag tipic la care se extinde reîncarnarea, potrivit unor credințe, viața lor nu mai era legată de cea a surorilor lor moarte. Amintirile lor din viețile anterioare au fost șterse pentru totdeauna, de parcă nu ar fi fost niciodată acolo. Unii au considerat că povestea reîncarnării gemenelor Pollock este o sclipire a falsei speranțe a părinților îndurerați. Istoricul britanic Ian Wilson a remarcat faptul că dovezile lui Stevenson erau fundamental slabe, întrucât singurii martori ai comportamentului fetelor erau părinții lor, dintre care unul credea ferm în reîncarnare și prin urmare nu putea fi considerat imparțial. Potrivit lui Wilson, din moment ce gemenele trăiau în aceeași familie ca fetele decedate, ar fi putut primi informații despre surorile lor mai mari prin mijloace normale, cum ar fi ascultarea conversațiilor părinților. În ceea ce le privește pe gemene, pe măsură ce au îmbătrânit și amintirile lor din viața trecută au dispărut. Deși au acceptat ideea părinților lor că sunt reîncarnarea surorilor lor decedate, ele au fost sceptice cu privire la această noțiune în general. Cu toate că pe când avea 23 de ani, în anul 1981, Gillian a avut viziuni în care s-a văzut jucându-se într-un loc cu nisip din Wickham, un oraș în care locuia familia când Joanna, sora ei moartă, avea în jur de 3 ani. Gillian a descris perfect gazonul, casa și grădinile, cu toate că nu pusese niciodată piciorul în acel oraș. Ca și în multe alte cazuri, explicații pot fi multe. Reîncarnare, minciună, autoînșelare, tatăl atât de convins că gemenele sunt reîncarnarea copiilor pierduți, interpretează excesiv unele lucruri. Creația fictivă a unor fetițe, este greu de crezut că fetele nu au auzit totuși vorbindu-se despre surorile lor și moartea lor și astfel ar fi putut să se joace. După cum am spus și mai devreme, atunci când gemenele Pollock au împlinit 5 ani, totul s-a schimbat. Amintirile legate de viața surorilor lor au început să dispară, totul revenind la normal.
Gillian și Jennifer au dezvoltat propriul comportament fără nicio legătură cu Joanna și Jacqueline și le-a dispărut inclusiv teama de mașini sau amintirile legate de accident.